Ce plăcut și dulce este ca frații să locuiască împreună. Este ca un de de preț care vărsat, turnat, prinde și capul, prinde și barba, prinde și veșmintele. Marginea veșmintelor, nimic nu rămâne atins. de prezența lui Dumnezeu. Nimic nu rămâne atins de binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea, în această seară, e plăcut și dulce Două simțuri folosim aici, a vederea. Când îți dă la renovație, o știi ce vede? Wow, ce oameni fain! Ascultați-mă! E plăcut, ce plăcut și dulce! Apoi numai că vede că ăștia zâmbesc, ăștia dau mâna unii cu alții, apoi și simte! Ce plăcut este ca frații să locuiască împreună! Gusta asta, gustă! E bine să fii la renovație! Mă bucur să în această seară cu dumneavoastră! Frașiților, doamnelor și domnilor, și oricând mă duc într-o biserică unde n-am mai fost, care la eu spun o întâmplare. Mă risc chiar să o fi auzit, dar vreau să o spun ca să vă binecuvintez și eu în această seară. Se spune că într-o iarnă, într-o toamnă figuroasă o fetiță s-a oprit în fața unui magazin și stătea și se uita așa în vitrină. Și atunci a patronul care era și vânzătorul și-a dat seama că ea avea bomboane, a chemat înăuntru, a luat bolul cu bomboane și a zis, uite iubita mea, pune mâna și câte bomboane iei tu din bolul ăsta, toate ale tale o să fie. Și fetița nici nu dăznea să zice privirea. Și ea zice, știu că nu te-a spălat pe mâini, dar e secretul nostru. Pune mâna și câte e toate, ale tale o să fie și gratis astăzi. La care fetița își ridică ochii și spune, Domnule, știți ce vă rog? Dați-mi cu mâna dumneavoastră că e mai mare și îmi dați mai multe. Dacă iau, iau cu mânuța mea câte iau, două, trei bomboane. Dar tale cu lopata, dumneata. Tău, te rog, dumneavoastră, fraților, doamnelor și domnilor, să știți că Pastor Ianovici vă dorește binecuvântarea. Să știți că echipa de conducere vă dorește binecuvântarea. Să știți că no eu vă doresc binecuvântarea. Să știți că noi unii altora ne dorim binecuvântarea, dar mâna noastră este așa de mică. E așa de mică, să știți, însă mâna lui Dumnezeu este așa de mare. Spune Biblia, Doamne, când tu deschizi mâna, toate se satură după dorință. Aleluia. În această seară nimeni nu este de vină că Tu nu te simți bine. Dumnezeu se satură după dorință. Dacă dorința Ta e venit să vezi altceva decât prezența lui Dumnezeu, atunci Tu nu te saturi. Tu în această seară te saturi după dorință. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doamne, ce bine la renovație. Wow, wow, ce bine mă simt. Deja, deja, în not, deja, în not, deja, e extraordinar aici. Și am auzit că a scântat așa frumos, așa frumos. Și a scântat de revenirea Domnului Iisus Hristos. Într-o zi, într-o zi îl vom vedea pe mirele. E așa de real, e real, lucrul acesta, să știți, așa de real lucrul acesta. În timp ce cântați această cântare, mi-am adus aminte de o întâmplare... Uh, se spune că o, o, un tata a plecat așa cum se pleacă acum în, în, în alte țări să lucrezi și pentru că avea un prunc de câțiva anișori care încă nu avea n -ă, nuanța timpului l a întrebat tati când te întorci acasă și tatea a zis când îmi floresc pomii, mă întorc, dragul tata. Asta era undeva toamna și a plecat tata și acum copilul aștepta pe tate să vină. A trecut iarna, to to toamna a venit, prim iarna a trecut, iarna a venit primăvara și într-o zi copilul se ruga, se juca afară, așa cum, cum e o zi din asta frumoasă de, de martie. În timp ce se juca el prin grădină, prin curte, pe acolo, dintr-o dată merge, merge în casă, valvârtești, și zice Mami, mami, vine tata! Mami, vine tata! Dar cum așa, mă, că nimeni nu a spus nimeni nimic. Mami, vine tata! De unde știi? Vine tati, mami! Hai să vezi numai! Și când aud -a de femeia, se gătește, se aranjează că-i venea soțul. Și spune întâmplarea că a zis, mama, unde e tati? Zice, uite, pomii înmuguriți. Vine tati. A zis tati că vine când înmuguresc pomii, când înfloresc pomii. Vine tati, mami. Domnului Hristos, m-am gândit. Oare eu l-aștept ca acest copil pe Domnul Iisus Hristos? Știți când a zis Domnul Iisus Hristos că vine, vă mintiți? Când vine Domnul Iisus Hristos, mai știți? Cine știe când vine Domnul Iisus Hristos? Domnului Hristos. <laughs> când îmi floresc mă Când veți auzi de războaie, de vești de războaie, când veți să știți că atunci mă pregătesc, dar încă nu, dar vin, să știți că vin. Când o pace neașteptată sau o pace așteptată într-un fel se, se propagă la televiziune, voi nu vedeți, fraților? Nu vedeți că se pregătește venirea Domnului Iisus Hristos? Mai crezi tu că vine Domnul Iisus Hristos? Acest băiat a crezut! Ce-a spus tatii? Vine când înfloresc pomii! Doamne, de ne această credință de copil! A spus Domnul, dacă nu vă faceți ca un copil cu niciun chip, nu, nu veți intra în împărăție. Mă bucur că în această seară pot să stau la părtășie cu dumneavoastră în același timp să vă slujesc. Sunt onorat să fac lucrul acesta și cu plăcere o fac în această seară. Sunt aici împreună cu frumoasa mea soție. Mi-o tot zis, te rog să nu mă mai ridici în picioare. Da, tare aș vrea să o ridic în picioare. Să vedeți cât de frumoasă este. Te rog frumos, ridică -te. As, arată suror, că tu asculți. Așa, super, super. Această frumoasă doamnă a împlinit dorința mea și avem cinci copii împreună. De acum ei sunt mari, să știți, sunt, sunt toți la casele lor. Ce să vă spunem, nu se vede că e bunică, dar e bunică, vă spun eu are, are 10 nepoței și vine al 11-lea, să știți. Al 11-lea vine, wow, super. Uh, și ne bucurăm că în această seară putem să fim aici la părtășie cu dumneavoastră și să vă încurajăm cu cuvântul Domnului. Suntem orați să fim mântuiți, e o favoare să fim mântuit. Dar e o favoare specială să-L poți pe Dumnezeu, să știți. <laughs> să poți sta, să stai înaintea Lui și să spui, Doamne, sunt așa de binecuvântat. Să, să mă bucur uh, cu frații mei, cu surorile mele și să vorbim. O cât nu v aș spune această seară, dar nici până la nouă vă pot să știți, că știu că noi suntem tributari timpului și vreau în această seară, frați și surori, doamnelor și domnilor, să vă încurajez cu cuvântul lui Dumnezeu și să să pun la bază părtășie noastră și, și, și relația noastră cu el, cuvântul lui Dumnezeu care este foarte, foarte important. De aceea în această seară uh, numesc mesajul meu pentru dumneavoastră din Renovație relații sănătoase, biserici sănătoase. Acolo unde sunt relații sănătoase, acolo sunt biserici sănătoase. Dacă a spus vreodată că mergeți la Renovație cu acolo e o biserică bună și voi vă faceți mai bun, să știți că nu ați punctat cel mai bine. Ascultați-mă. Nu Biserica Bună face oameni buni, ci oamenii buni fac o Biserică Bună. Oamenii buni fac o Biserică Bună. De aceea, în această seară, mesajul meu pentru Biserică este aceasta. Relații sănătoase. Unde sunt relații sănătoase, acolo sunt biserici sănătoase. Unde nu sunt relațiile sănătoase, Acolo bisericile nu sunt sănătoase. De aceea în această seară aș vrea să vă aduc cuvântul lui Dumnezeu în sensul acesta, în prisma aceasta și să vedem că Dumnezeu dorește relațiile. El pune la baza, la baza bisericii relația care e cea mai importantă, care este cea mai importantă. De fapt, când Domnul, domnul a zis să facem om după echipul și asemănarea noastră, mă tot gândeam în care echipă ăla care seamănă așa cu Dumnezeu. Eu sunt frumos, e adevărat. Deci, Florin e mai frumos ca mine, să știți, și voi sunteți mai frumoși ca noi. Dar oare după chipul nostru, a uneia dintre noi, la chipul ăsta, la care chip Zice, Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Nu-i vorba de asta. Eu ce cred și puteți să uh, cumpăniți asta. Ce cred de eu este că Dumnezeu a spus să facem om cu relații ca noi. Tată, Fiule dule Sfânt, să facem om cu relații ca noi, oameni care să se iubiască, oameni care să se onoreze, oameni care să se binecuvinteze, oameni care să lucreze împreună, să facem oameni, om după chipul și asemănarea noastră. Deci în această seară vreau să ne gândim la asta și să punem la, la, la păr fundamentul părtășiei noastre acest principiu a relațiilor. Unde sunt relații sănătoase, sunt biserici sănătoase, biserici puternice, biserici care cresc. Pentru că orice trup sănătos crește, orice are viață crește, să știți. Și o biserică, ca și renovație, crește. Amin! Și de ce? Pentru că are relații sănătoase. Și în această seară, din această seară, cel puțin începând, veți avea mai multe relații sănătoase. Dacă undeva sunt șuble de relațiile, trebuie, trebuie să faceți relațiile. Nu se poate o biserică fără relații. Nu se poate o biserică sănătoasă fără relații sănătoase. Și în Roman 15 cu 17 găsim principiul acesta. Așadar, primiți-vă bine unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava Lui Dumnezeu. Când ne primim unii pe alții, bine. Când dăm una mâna unii cu alții, când ne apreciem unii pe alții, când ne ajutăm unii pe alții, când datorită relațiilor suntem disponibili unii pentru alții, atunci Hristos este onorat. Atunci el se simte bine acolo, Dice, wow, ne-am împlinit mandatul, ne-am împlinit mandatul, vedem că am făcut omul după chipul și asemănarea noastră. Primiți-vă bine, unii pe cum va a primit Hristos pe voi? Și aici e parola, aici e secretul. Îți deci mai amintești cum te-a primit Iisus pe tine? Cum te primește Iisus pe tine? Wow! Așa cum am fost, m-a primit. De aceea noi cântăm acea frumoasă cântare, așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu -mi fi sprijin. Mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin, eu vin, iar vin, Doamne. Iar am nevoie de spălare, iar am nevoie de renoire, iar am nevoie, Doamne, de tine, vin la tine. Și știi ce e frumos? Că El mă primește de câte ori vin la El. Atunci de ce n-aș fi disponibil să-L primesc eu pe celălalt? Deci n-aș fi disponibil să îl slujesc pe pentru că el mă slujește. Deci în această seară, frate susuror, Domnului și și Domnule, aș vrea să uh, ne uităm la relația mea cu el. Relația mea bună cu el, cu Domnul. Relația mea bună cu semenii și relația mea bună cu mine însum. E foarte important să fie, să fie relația bună și cu Dumnezeu, și cu semenii mei, și cu mine însumi. Pentru că așa găsim în Scriptură. Și toate lucrurile, în 2 Corinteni 5, 18, și toate lucrurile sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus și ne-a încredințat slujba împăcării. Vedeți ideea aceasta? Că Dumnezeu ne-a împăcat cu El. Pe când eram noi încă păcătoși, spune Biblia, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Lui să moară pentru noi. E impropriu când zicem, slavă Domnului că l-am găsit pe El. Nu, nu, El te-a găsit pe tine. Nu tu l-ai găsit pe El, noi eram morți în greșel și în păcatele noastre. Și El a văzut că suntem morți și din cerul Lui a trimis pe Fiul Lui, du-te și viază pe oamenii aceștia du și a dus salvare pentru oamenii aceștia. Și pe când eram încă păcătoși, El a căutat relație cu noi. El a vrut să aibă relație cu noi. El a vrut să aibă părtășie cu noi. Și l-a dat pe Iisus Hristos. Și apoi, acum pe noi ne face agența împăcării. Și noi mergem, trebuie să mergem și să fim disponibili la relații cu semenul meu. În unul an cu unul spune, Bilea, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne umim copii ai Lui Dumnezeu. Și suntem, pentru că avem o relație bună cu El. De aceea suntem copii al Lui Dumnezeu, pentru că suntem într-o relație bună. Că cu... lumea nu ne cunoaște. O, nu l-a cunoscut nici pe El. Dar noi, noi vedem asta, noi știm asta și ne bucurăm de statutul pe care îl avem. Apoi în Roman 5:8, 8 cu 15 spune Și voi n-ați primit un duh de robie. Când, când îmi mesajul, uh, nu am scris duc de robie, am scris duc de fobie. Așa, dintr-o dată. Dar a doar ce s-a potrivit. <laughs> Pentru că fobia înseamnă frică. Și chiar așa, când n-am primit un duc de frică, ca să mai avem frică, zice aici, continuă pasajul. Ce a primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, Tată, pot veni la tine tu mă primești așa cum sunt, pentru că relația mea cu Tatăl este bună. Avem o cântare frumoasă, veche o cânt eu mereu. Unde aș mai găsi prin lume atât bășuc de har, când nevoi mă copleșesc amar. Vin la tine cu viața mea, tu știi frământările din ea, harul tău în slăbiciune mi-a depost de plin, Iisuse, ție mă predau. Și mă închin. Vin la El cu această încredere că mă bumești, pentru că relația mea este bună cu El. Fratele meu, sora mea, Domnul meu, Domnul meu, trebuie să cauți să ai o relație bună cu Domnul. Că dacă ai o relație bună cu Domnul, cu Tatăl, cu Creatorul, vei avea și o relație bună cu Copilului, cu semenii tăi, cu frații tăi. Dacă nu ai o relație bună cu Domnul, n-ai o relație bună cu El. În al doilea rând ne uităm la relația cu semenii noștri, care e foarte importantă pentru Dumnezeu. Și spune Apostolul Ioan, nu poți spune că îl iubești pe Dumnezeu pe care îl vezi. Nu poți spune că ai relație cu Dumnezeu pe care nu îl vezi. Și pe aproape tău să nu l iubești. Relat, dragostea de Dumnezeu, Relația cu Dumnezeu este măsurabilă, frați și surori. Atât de mult îl iubesc pe Dumnezeu, asta o puteți nota că trebuie să o rețineți, cât îl iubesc pe aproapele meu. Ascultați-mă, nu-i prea mult ce vă spun. Atât îl iubesc pe Dumnezeu, cât îl iubesc pe aproapele meu. A, vă amintiți că a mers un, un religios la Domnul Iisus Hristos, asta găsim în Matei 22, de la 36 până la 40, discuția aceasta, și îl vedem pe ăsta care zice, apropo, ca șase religioși, ăștia se bagă în seamă întotdeauna, să știți. Deci, apropo, Doamne, Isuse, care e cea mai mare poruncă din legea, așa ca să, să, să dea și el bine? Și Hristos nu respinge pe nimeni, asta e frumos. Că Isus se închine cu toți, este se vorbă cu toți. De fapt, știți care este diferența între un credincios și un religios? Vă spun acum, notați că e importantă. Religioși se pot închina numai cu ei. Că din ce se închină cu toți, ascultați-mă. Religioșii, căți vei, căți noi, căți istorici, căți contemporani, ei se închină numai cu ai lor. Dacă vin la voi și văd cum mă chinați, voi, ăștia zic așa, domne, noi nu ne închinăm. Am avut -o, o doamnă simpatică în biserică, sigur, în anii ei de copilărie în pocăință, Ce frate Ghiță, ne-am dus la Târgu Mure și ne-am închinat și acolo. Am dat de o biserică de studenți, frate Ghiță, și-o fost și cina. Dar, frate Ghiță, noi ne-am ne împărtășit. Dar de ce, ce? A, păi nu luau cina ca noi, zice. Te-am zis, de ce nu v-ați împărtășit? Ori unde te duci și să ia cina Domnului, tu ia cina cu ei, nu-i ce vreau. Femeia aceasta era o copilă în credință și a confundat una cu alta. Dar ascultați-mă, dacă vreți să știți cum faceți diferența între un credincios și un religios, că religios foarte mult, fraților, ascultați-mă. De fapt, turma lui Hristos, să știți că nu sunt religioși, nu sunt credincioși. Eu, eu, tot aici aveam o problemă când, și am o problemă când gândesc asta. Bine, Dumnezeu mi-a descoperit uh, adevărul. Dar când citesc eu despre calea largă și calea îngustă. Noi așa am știut întotdeauna, din totdeauna, calea largă e calea lumii și calea îngustă e calea împocăinței, a noastră, a, noi, a, a așa, așa, am gândit întotdeauna. Dar vă rog, nu vă grăbiți sau, sau reconsiderați poziția asta și mai gândiți-vă un pic, dacă nu alta este. De ce? Biblia spune așa, nu te terme Turmă mică pentru că Tatăl îți dă cu plăcere împărăția. Și asta nu făcea sens în mintea mea. Adică stai așa, dacă e vorba de religioși, ăștia sunt foarte mulți. Înseamnă că e turmă mare. Înseamnă că nu ăștia sunt turma lui Hristos. Hristos vorbește de o turmă mică. Înseamnă că alții sunt turma lui Hristos. Și am descoperit, poate mă susțineți în asta, am descoperit că turma lui Hristos sunt credincioșii. Și religioșii sunt pe calea largă. Ascultați-mă! Calea largă nu-i lumea, să știți. Calea largă e calea faptelor. Calea re religiei. Când Domnul stă așa, Domnule, pe cum să nu mă muntească, eu eu postez de dor pe săptămână, eu dau zeci ială, eu mă duc la biserică, pe Domnul, eu, eu am pretenții, Domnule. Nu nu. nu, nu. Turma lui Hristos, ascultați-mă, frații mei, este turma credincioșilor diferența între un credincios și un religios asta este, religios se poate închina numai cu ai lor. că ortodoși, căs catolici, căs alții, numai cu al lor. Credincioșii însă se pot închina cu toți. Și asta vă la Iisus. Religioșii de pe timpul lui Iisus, vă amintiți, ăștia, ăștia nu puteau pricepe cum Iisus stă la masă cu vame și cu păcătoși, cum de Iisus. Ăștia nu puteau pricepe. Că ăștia treceau pe partea cealaltă când îi vedeau pe ăștia. Nu, nu, puteau concepe asta. Dar Iisus stătea de vorbă și cu ei, dar și cu farisei. Amintiți-vă, a intrat într-o casă la un fariseu să stătea de vorbă cu el. Și acolo a avut fariseu de o lecție fantastică. Când vine o femeie păcătoasă. O, oh, și să știți că ăștia sunt religioși și farisei Ăștia judecă pe toată lumea. Și pe Iisus, inclusiv. Vă <laughs> amintiți contextul. Păi vine femeia asta plină de păcate, dar vrea eliberare, știa că numai Iisus poate să o elibereze și cade la picioarele Iisus, plânge, îi spală picioarele cu părul capului, plânge și stă acolo. Și fariseu, vă amintiți, imaginați-vă, oh, dacă ar fi ăsta proroc, ar ști, domnule, cine și ce fel de femeie este asta. E că Ianovici nu-i chiar ce spune el, se domnule, asta nu știe, nu-i proroc. Pentru că oamenii ascultați-mă, un religios nu numai pastorul judecă, și pe Iisus îl judecă, să știți. Dacă, dacă ar fi ăsta proroc, dar Iisus îi dă o lecție fantastică, atunci vă amintiți. această seară, pentru că nu vreau să mă depărtez în tare de, de, de ideea noastră, vorbim de relații. Și în relațiile acestea, nu poți spune că îl iubești pe Dumnezeu. Dacă tu nu ești gata să ai relație cu semenul tău, cu aproape tău, nu numai cu cel din cultul tău, din religia ta, cu, se, cu semenul tău, ascultă mai foarte important. De deci, aceea poți să stai cu orice om de vorbă. Amintiți-vă rugăciunea Iisus în din Ioan 17. Tată, eu nu mă rog să iei din lume, dar tată, știi ce mă rog? Să-i ferești de ce este în lume. Și tată, mai vreau ca ei să fie una cum noi suntem una. Asta e foarte important, ca ei să aibă relație, tată. Și să aibă relație cu toți oamenii, nu numai cu cei din teapă lor, din, 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 din industria lor, cu toți oamenii să aibă relație. Pentru că nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu îl vești și pe aproape te să nu îl Cine zice că este în lumină, spune asta în 1 Ioan 2 cu nouă și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Apoi, ce îmi place versetul ăsta din 1 Ioan 3 cu 14. Noi știm că am trecut din moarte la viață. Noi știm, noi suntem siguri că avem viață. Nu mai mergem în moarte pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Și fratele nostru nu este numai cel din cultul nostru, ascultați-mă. Puteți spune amin la asta, chiar dacă nu vreți, dar e adevărat, vă spun eu. Sunt semenii noștri, sunt semenii noștri, sunt semenii noștri. În întreabă asta vă amintiți pe Domnul Isus, care e cea mai mare poruncă din lege? Și Isus spune, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău. Și eu răspund la întrebare. Iisus, uitați-vă în context, și vreau, e foarte important asta. Prinde ideea și nu-l scapă pe acest religios. Și spune, iar a doua asemenea ei, iar a doua asemenea ei, cea mai mare e asta, care o știi tu, am spus și eu, a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci e cuprinsă toată legea și prorocii. Două porunci. Eu când vorbesc bisericii și nu spun așa, Dumnezeu are triunghiul lui indestructibil. Imaginați-vă, da veți ce ar să vă scriu aici, triunghiul lui Dumnezeu indestructibil. Aici sunt eu, aici este aproapele meu și aici este Dumnezeu. Și eu repede vreau să merg la, la Dumnezeu. Doamne, așa cum sunt din vin. Și nu-i nu rău că facem asta, e foarte bine. Dar soția mea, care, care, e aproapele meu, și ea vrea să meargă repede la Domnul Iisus ei. Doamne, așa cum sunt la tine vin, Și Iisus spune, nu, nu, puțin mergi în jos și mergi unul pe la altul așa. Ia treceți voi partea cealaltă, turcă-te pe acolo și turcă-te pe aici. Și dacă aici vă întâlniți și e ok, veniți la mine. Nu pot să mă duc la Dumnezeu și El mă învață. O, oh, când vă rugați să ziceți și ne iartă nouă păcatele noastre, pe cum iertăm și noi greșitilor noștri, pentru că oameni buni, relațiile pentru Domnul sunt foarte, foarte importante. Vorbim de relații sănătoase, bisericii sănătoase. Dacă umblăm în lumină unui an, unul cu șapte, după cum el însuși este în lumină, avem relații, părtășie unii cu alții și singele lui Iisus Hristos <laughs> operează și ne curățește de orice păcat. Apoi, în al treilea rând, vorbim despre relație cu mine însumi. Dar cum? N-am eu relație bună cu mine însumi? Da, sunt oameni, dacă ați auzit, sau ați întâlnit oameni care nu se pot ierta nici ei pe ei înșiși. Își poartă atâta pică, că nu se pot ierta și spun, nu e vreunii. Eu odată am luat în, în mașină un om. Ha. Și na, ce să-și Mai povestești și mai vorbești că vrei să și vorbești de Isus, nu? Faci un bine când mergi cu mașina. Și, și vorbeam de, 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 de cum Isus Hristos a venit și a murit pentru păcatele noastre. Ăsta să ce, nu, domnule, eu nu primesc. Eu am făcut păcatele, eu le pot, zice. <laughs> Nu, domnule, nu, nu trebuie să mă ară, nu e pentru păcatele mele. Eu am făcut eu le domnule. Gata, ce mai nu discutăm? Pentru că adică sunt oameni care nu se iartă nici pe ei, ascultați-mă. Dar trebuie să avem o ră... Și oamenii ăștia, aveți impresia că sunt numai în altă parte, dar sunt în bisericile noastre. Nu, nu la renovație, în altă parte, dar sunt, ascultați-mă. Luați seama fraților, zice nevrei, 3 cu 12. Ca niciunul dintre noi să nu aibă o inimă rea și credincioase care să ne despartă de Dumnezeul cel viu. Nici o forță exterioară nu ne poate pe noi despărți de dragostea lui Dumnezeu. Poate lipsa de haine, de de, de mâncare, pot, pot, pot regimurile de o nuanță sau alta să ne depărteze, să ne desparte de Dumnezeu. Nu. nicio forță exterioară, ăsta e un principiu, Nicio o forță exterioară nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Ce ne poate despărți însă de dragostea lui Dumnezeu este relația cu mine însumi. În Maria, necredincioasă, necredincioasă. În Roman 7, cu 18, știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în filia mea pământiască, pentru că cei de am voința să fac bine, dar n-am puterea să fac. Și când mă văd atât de mișel, atât de, 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 de dezgustător, domnule, vine, îmi vine să mă dau și să mă duc. <laughs> dar trebuie să accept eu cu mine însumi am o relație bună foarte intensă nu se poveste că mai idei că e importantă și e mult de spus aici apoi în romani 8 cu 1 zice Biblia, dar acum nu este nicio sândire wow de aceea trebuie să ai o relație bună cu tine pentru că fratele meu, nu mai este nicio sândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești ci după îndemnurile Duhului asta înseamnă că tu ești justificat și că nimic nu te poate condamna, ascultă-mă. Nimic nu mai mă poate condamna înaintea lui Hristos. Înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu, frații mei, și vreau să notați asta, e foarte important. El a murit pentru păcatele mele, Hristos a murit pentru păcatele mele trecute, prezente și viitoare. Ascultați-mă, pentru toate pentru toate. Și noi nu suntem mântuiți prin fapte, Și noi suntem mântuiți prin credință. Asta e o altă problemă că care o discutăm altă dată. Apoi, în, în, în 1 Corinteni 15 cu 10 spune, prin harul lui Dumnezeu, ce îmi place ideea asta lui Pavel, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic Pentru că am acceptat statutul acesta de rob al lui Hristos și am început să-l las pe el să lucreze în viața mea. Și acum, în 2 Corinteni 5 cu 17. O, ce verset puternic. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. De ce să mai condamn atunci pe mine? De ce să mai zugrăvesc în felul lumii pe mine? Pentru că eu sunt o făptură nouă în Hristos. Și asta dă statut nou. De aceea, frații mei, în această seară vorbim despre relații sănătoase care fac biserici sănătoase, unde sunt relații sănătoase, sunt biserici sănătoase. Oamenii ăștia cu relație cu Dumnezeu e foarte important. Oamenii care au relație cu Dumnezeu au relație și cu semenii. Acum, între 10 de ani de pastorație, am, am consiliat mulți tineri și am un principiu așa să le spun la tine când se căsoresc. Ascultă, draga mea, dragul meu, când poți pune să te măriți, să puneți să însori, să ombli cu orice, adică cu orice, cu cea mai faină fată, cu cea mai deșteaptă, cu cea mai bogată, cu cea mai dai mare cu ea pe gorzu. Da, uite, ce model am eu. Dar, când deja vrei să te însori, să te măriți, să te așezi la casa ta, le spun, atenție mare, dacă ea sau el are relație cu Dumnezeu. Dacă fata asta pe care vrei să o iei are o relație cu Dumnezeu, și îl onorează pe Dumnezeu în relația ei, atunci te va onora și pe tine. Pentru că fata asta vei avea o relație și cu tine. Dacă nu are relație cu Dumnezeu, dacă băiatul ăsta nu are acum relație cu Dumnezeu, el nu va avea nici cu tine. Dacă nu îl onorează pe Dumnezeu în relația lui, nu te va onora și pe tine. Grijă mare la asta. Pentru că relațiile sunt foarte importante. De ce? Pentru că așa cum ați văzut, spune Scriptura și sunt doar câteva uh, 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 referințe care vi le-am adus să vă încurajez și să pun la fundamentul credinței noastre, dar sunt mult mai multe, pentru că așa cred eu și uh, văd așa când citesc în Scriptură, Tată, să facem om după chipul și rații ca noi. Wow! Să facem om după chip după chipul nostru, după relațiile noastre. Îmi place ideea aceasta. De deci, ce în această seară vă încurajez Cuvântul Dumnezeu și sunt aici ca să vă spun numai pentru că Dumnezeu spune aici, în Scriptură, că tot ce spune este da și amin. Dar vreau să vă spun, fraților, pe lângă toate astea, eu am avut onoare, harul, ca Dumnezeu să mă spună gură către gură ce importante sunt relațiile pentru El. De deci, aceea în această seară vă încurajez, vă încurajez să fiți o biserică puternică puternică prin relații bune, prin relații puternice. Și relațiile țin de mine, să știți, nu țin niciodată de altul, țin de mine. Unde sunt relații sănătoase, de, acolo sunt și biserici sănătoase. À, à, poate că unii ați auzit mărturia noastră. À, à. Îmi place să spun asta, că Dumnezeu descoperă cuvântul lui oamenilor care îl studiază și pastorul în mod deosebit, dacă vreți. nu Și ei au mesaje bune pentru pentru Biserică. Mesajul, mesaj, mesaje cu ungere, mesaje, mesaje descoperite. Dar eu categorie de mesaje le numesc mesaje speciale. Dumnezeu dă pastorilor în anumite situații speciale, dă mesaje speciale. Și asta s-a întâmplat cu mine cel puțin de două ori, dacă nu de mai multe ori când am avut speciale în viață și Dumnezeu mi-a dat mesaje speciale. Unul din mesaje a fost în urmă cu 15 ani, când unul din băiatul, din băieții noștri a plecat de acasă, avea 15 ani și patru luni de zile nu a să-l mai găsim. A fost cea mai grea perioadă din viața mea. A fost teribil de greu. Nu vă pot spune. Avea un prieten în America și zice, Ghiță, vreau să mă pun în pielea ta și nu pot. Zice, știi că mie mi-au murit doi copii în accident de circulație, adică fata și genele. Dacă mi dor de ei, zice, mă duc la mormânt și vorbesc cu ei. Și mă gândesc ce greu trebuie să-ți fie ție când nu știi dacă Liviu mai trăiește sau nu trăiește. Dacă mai este sau nu mai este. Erau momente teribile, a fost așa o perioadă, nu vă pot descrie. Dar în perioada aceea de patru luni de zile, Dumnezeu mi-a dat un mesaj special. Pentru că știam că nu Liviu este problema și Dumnezeu mie vrea să-mi transmită ceva. Într-adevăr, într-adevăr, eram într-o zi la cină cu biserica. Oh, ce perioadă a fost aceea? Liviu a plecat de acasă. Și în momentele următoare, frate Florin, vă dați seama, în momentele următoare, zilele următoare, trebuie să predi la o binecuvântare. Am fost terminat, am zis, doamne, ce să mai predi la binecuvântare? Cum să încurajez familia că eu sunt un tată falimentar, că așa mă la, că nu știam de ce a plecat de acasă, ce s-a întâmplat, a fost teribil de greu. O, oh, și atunci l-am auzit pe Dumnezeu, din nou vorbim mi tu predică cuvântul. Ce să predi? Și mi-a zis Dumnezeu un mesaj special. Predică. Și spune, copii sunt o binecuvântare de la Domnul. A, <laughs> ah, cum să zic domne asta, că uite am eu ce mi-a făcut. Nu, nu, spune asta. Copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Spune că, fratele meu, dacă ai o problemă cu copilul tău, spune, copilul ăsta este o binecuvântare. Aleluia. Am pus numele Domnului peste el și el rămâne sub binecuvântarea Dumnezeu. Aleluia. Sigur, și am predicat, a fost o predică bună, bună atunci la binecuvântare. Apoi a trecut ani, lunile și Liviu nu mai venea acasă mă ruga. Dar nu vă spun de asta, acum că nu de asta, asta nu vorbesc de relații. Vin altați la voi și vă spun despre asta, că e foarte mult. La o cină să mă chema Sorin, că merge spune. Pentru că era o cină când Dumnezeu mi-a vrut special. Vă spun doar ideea și apoi detalii altă dată când am timp, că acum vreau să vorbesc despre relație. Era la cină și am zis, Doamne, ce vrei să-mi spui? Și Dumnezeu a zis, ghiță, spune bisericii mele. Vezi, ghiță zice, eu și am ascultat rugăciunea din prima zi, pentru că mă ruga și am spus, Doamne, dacă Liviu mai trăiește, că nu mai știam din momentul dispariției, n-am știut nimic de el. Zici că o dispărut în pământ, nu l-a văzut nimeni, nimeni. A zis, Doamne, dacă Liviu mai trăiește, te rog să vină acasă, pentru că locul lui e la masă era gol. Și mâncam în fiecare duminică pâinea cu lacrimi. Și zice Dumnezeu acum, eram la cine reține? și măiguță, vezi? Zice Dumnezeu, așa cum tu dorești pe Liviu la masă, spune bisericii mele, spune copilor mei că-i vreau și pe ei să stea cu mine la masă. De ce fug de masa mea? De ce fug? A fost cea mai extraordinară cină, vă spun eu. Wow, ce, 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 a fost o cină. Și cred că toți, toți s-au împărtășit în dumneca aia. Cred că toți s-au împărtășit. Pentru că vorbeam cu lacrimi în ochi, cu, cu, cu lacrimi în barbă, pentru că, pentru că Frații simțeau, vibra și chiar așa a spus Dumnezeu în mesaj. Vezi, să tu ești un pastor uh, serios. Tu spui bisericii exact ce spune cuvântul meu, dar tu spui prea teoretic. Tu trebuie să spui mai mult cu simțurile, cu sentimentul, pentru că zice Dumnezeu... Uh, îmi vorbește acolo despre Osea, ți-amintești -ți -ți de Osea? Da, dar nu vă spun acum că pe urmă... Pe urmă uh, nu mai sunteți curioși să vedeți. Dar îi vă spun eu că merită, ascultați-mă. Merită să mă la bucurie să o spun. Vă spun eu că merită. Cel puțin dată. Vreau acum să vă spun despre asta, pentru că vorbesc că în situații speciale, Dumnezeu de mesaje speciale a fost atunci un mesaj special, pentru că a fost o, re -o situație specială. Dar am avut alte situații. Sigur, multe dar cel puțin două de referință. Uh, și una a fost în urmă cu, cu 10 ani când am suferit un grav accident de circulație mergeam cu pastorul Țișan la o conferință la Brașov. El a venit de a Cluj și m-a luat și pe mine de la Alba și am plecat spre Brașov, trebuie să fim seara acolo să, să, și slujim. Și între Sibiu și Brașov, un nene, ziua în amiază mare, a dormit la volan. A crezut că trebuie să doarmă de amiază, dragul de el. S-a <laughs> dormit la volan și a intrat direct în noi, pe contrasens și pe mine m-a trimis direct în cer. Am intrat în comă și am rămas în comă 5 zile care soția, na, știu dacă mai revin sau nu. Dar în coma aceasta Dumnezeu mi-a dat un mesaj extraordinar, special. Și după ce mi-a revenit sigur din comă și din accident, am zis, așa cum a zis și la, 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 la întâmplarea Coliviu. Am zis Doamne, s-a meritat tot travaliul, toată durerea s-a meritat. Dacă mi-ai dat aceste mesaje, nu că nu le știam, nu că nu sunt scrise în cuvântul lui, lui dar le-am le, -am, le -am simțit altfel, le-am perceput altfel acum, chiar s-a meritat, Doamne. Și, și mă mandatez să spun acum bisericii, altfel, altfel, principiul cuvântului Tău, Doamne. În accident am murit. Realmente am murit. Am în comă și îmi spunea și Ristișan mai târziu, zice, când m-am trezit și eu din, din lovitura aia puternică, pentru că el a avut lovituri la cap, la organe, doar la picioare a fost rupt în trei părți. Și când mi-au revenit din, 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 accident și mi-am dat, zice, prima dată nu te-am cunoscut. Era lângă mine, iners, dar nu am știut cine e lângă mine. După ce mi-au revenit, zice, și mi-am dat seama că tu ești foarte grav și nu, nu mai respiri, zice, mă rugam să nu mori. Dumnezeu m-a ascultat. Au venit medici și ne-au resuscitat, Am venit cu două salvări, pe el, o salvare, luat pe mine în cealaltă și ne a resuscitat. Și când, ce ghiță, când am plecat de la accident, am auzit medicul de pe salvarea unde erai tu, deci am reușit. Și am, am, am fost readus la viață, dar funcțiile nu le aveam, pentru că în accident mi s-a rupt ficatul, mezenterul, colonul, bazinul mi s-a desecut de pe, de pe coloană, mi s-a crăpat în două, deplasa șase centimetri, am fost lovit la cap, am fost, am fost cum se spune românește, varză. <laughs> în accident mi s-a întors scaunul, centura m-a m, -a, m, -a, m, -a, m, -a, m -a strâns tare, mi-a rupt tot, tot, ce a fost. Am avut hemoragie internă, m-au dus la Sibiu cu, de la Avrig, a fost accidentul pe centura Avrigului, m-au dus la Sibiu, acolo mi-au mi, -au, mi -au reparat ficatul și eram în comă profundă. Cinci zile, S-a întâmplat luni și joi, încă eram în comă și soția îi spune, doamnă, domnule, îi spune doctorul, de ce nu-i faceți ceva? Și mi-a zis medicul, doamnă, dacă nu se desumflă, nu avem ce face. Pentru că neavând tranzit, mă umflam foarte tare, foarte tare. Și cel medicul, de fapt, soțul meu tale este în treapă. Până de seară, el trece. Nu, mai, nu rezistă mai mult. Deci, dați-mi și un de telefon, în caz că e ceva să vă sunăm. Vă dați seama ce, ce încercare pentru soție, a, pentru că sună telefonul noaptea și soția a zis, ăsta e telefonul în care mi se spune că Ghițe nu mai este. Telefonul era pentru gazdă și a zis, wow, a și Și apoi a mers, a mers dimineața la spital și zice, dacă... Dacă îl mai văd pe ghiță acolo, dacă îi mai văd picioarele, pentru că doar picioarele mi se vedeau din când în care intra, și înseamnă că ghiță mai trăiește. Vă dați seama ce, ce, ce sentimente pentru că se... ea vă poate spune. dar la voi în biserică nu pot vorbi femeile, dar se poate spune să Ok. Nu, no, nu, nu, nu e nevoie de voi. ea vă spune exact cum, cum, a fost. Da. Ok. Uh. Ce ai frumos și cuvântul lui Dumnezeu, frate, este așa de adevărat, așa de adevărat. Uh, Biblia spune așa, că Dumnezeu a adăpostul și sprijinul nostru. Aleluia! Un ajutor care nu lipsește niciodată nevoie. Niciodată, niciodată. Și când spune Dumnezeu niciodată, înseamnă niciodată, să știți. <laughs> niciodată înseamnă asta. să vedeți cum s-au derulat lucrurile. Uh, primul caz de accident a fost Nicu Bijbacă din Sibiu. Și el ne cunoștea, Uh, și el a încercat să dea de soție, să sune la soție să spună că eu am avut accident. Vedeți cum Dumnezeu intervine și pro protejează sufletul nostru și mintea noastră. Soția, ziua în amiază mare, a căzut ca Avram într-un somn adânc. <laughs> și n-a mai trezit-o nimeni. A sunat telefonul de casă, telefonul mobil, ea dormea liniștită. Pentru că asta înseamnă să te protejeze Domnul. <laughs> n-a auzit telefonul. Și atunci Anicu cu a dat telefoane uh, la alții să ajungă cumva la noi și a ajuns la copii, la din copii telefonul că tata a avut accident. Și acum merge George acasă și ea încă dormea. Și o scoală din somn și zice, mamă, ce faci? Mă odihnesc. Da, stai că spun ceva. Ce s-a întâmplat, zice ea, niciodată așa? Ai avut accident? Nu. Dar Sergiu celălalt bea? Nu. Dar Liviu celălalt bea? Nu. Dar cine? Tata. La mine nu se gândea că e un șofer bun, să știți ce șofer bun. Nu se gândea că pot avea accident. <laughs> și, uh, și tata a avut un grav accident și este în coma la Sibiu. Ea s-a prăbușit atunci, că dacă era altfel, poate că era altfel, dar Dumnezeu a protejat-o. Sigur, au plecat imediat la Sibiu și acum începe travaliu pentru ea. Travaliu a fost pentru ea, mai mult decât pentru mine, pentru că eu am mers direct în cer. Așa că să nu vă fie frică de accidente. Ascultați-mă, să nu vă fie frică. Fricoșii sunt în, 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 în lume, nu în părăție. Noi suntem în părăție, ascultați-mă. El nu ne-a dat un duc de fobie, de frică. Nu, nu, nu vă temeți, ascultați-mă. Zic eu de lângă tine, eu nu mă tem dacă se întâmplă ceva. Eu nu mă tem dacă se întâmplă ceva, pentru că Dumnezeu este acolo, este ajutorul. Îngerul lui te bărăsc în jurul celor ce se tem de el și scapă din orice primejdie, de orice primejdie. Așa a fost cu mine, să știți, Dumnezeu a fost acolo și cu mine și cu ea. Și când am murit, eu n-am avut niciun sentiment, niciun, niciun uh, uh, o durere, pentru că Dumnezeu ne trece din moarte la viață. Dumnezeu este credincios. Și acum, acum, intram în comă și mergeam în prezența lui Dumnezeu. Vă spun cum, cum a fost acolo, a fost extraordinar. Și este extraordinar, pentru că noi suntem deja. În împărățirea Dumnezeu, dar nu încă, știți? Noi suntem deja cu Dumnezeu, dar nu încă. E, e adevărat asta, trăim re, realitatea aceasta plenară e, în Hristos. Dar sigur, pentru soția a fost un travaliu teribil, teribil. Pentru că asta a fost un, un examen, pentru că biserica noastră e o biserică de relații, să știți. Dintr-o dată, când au zis că pastorul a avut accident, s-a strâns la rugăciune și până m-am întors din spital, biserica s-a rugat zilnic zilnic. Și am stat două luni jumătate în spital în București, în Floreasca. Nu m-ați cunoscut că veneați la mine, sigur. <laughs> sigur, veneați la mine atunci. Ok, dar am stat aici, dar până, până uh, să ajung aici în Sibiu, uh, biserica s-a rugat și soția a avut un cuvânt profetic. Aici așa, pentru că, sigur, așa se aud veștile, știți cum sunt veștile. Unii au zis că a murit, așa s-a și auzit că a murit alții, că sunt foarte, foarte grav. Și acum acum soția a avut un mesaj, sau prin biserică, de la Domnul. El n-a murit și nici nu moare. El acum este cu Isus, vorbește cu Isus. <laughs> o altă, o un alt mesaj profetic a fost așa, că soția mea trebuia să ridice, să ridice, să ridice pe un munte uh, pleșuv golaș, gol, un stiag Și steagul înseamnă biruință. Și ea așa să fac. facă. Acum, eu eram în comă, eu nu dea niciun semn că mă întorc. dar a trebuie să stea în credință, să spună ce a spus Dumnezeu este da și amin. Și era adevărat, eu eram în cer, vorbeam cu Dumnezeu. Medicul a spus joi, seara, doamnă, nu știu, el mai prinde seara. A venit dimineața, eram încă acolo și soția mea, vine lângă mine. Și ce faci lângă un moribund? Te rogi. Te rogi și vorbești cu Domnul. Și acum i-a avut favoarea să mă vadă și din coma. Asta era vineri dimineață. Luni la amiază a fost accidentul și vineri dimineața am ieșit din coma profundă. Și ea a văzut cum eu am ridicat mâna și am făcut așa, dintr-o dată. Ea a crezut că asta înseamnă la revedere și a început să plângă. Ghiță, nu pleca, nu, nu, te rog. Nu. Se credea că am treabă cu ea, nu aveam treabă cu ea. Dar a fost așa de frumos și a zis, Doamne, ce favoare ne-ai făcut. Ca să audă ea ce se întâmpla în spiritual, în lumea de dincolo, ca să se întâmpla în lumea de dincolo, eram deja încă în comă, și să audă ea aici, în lumea fizică. Că exact asta s-a întâmplat. Când i-am ridicat mâna, ea a crezut că eu, eu, eu plec. Dar eu, de fapt, ce făceam, frații mei? Îmi salutam îngerii. Tot timpul, la patul meu, în spital, au fost patru îngeri. Tot timpul am fost facat de patru îngeri. Este stăteau lângă mine, ca să se ca prieteni, nu știu cum vă spun. Și acum ăștia se schimbau. Și venea tura de îngeri, patru îngeri. Și acum eu îi salutam, așa de, 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 de lejer, îi salutam. Și când i-am salutat, i-au zis, ce faci, Ghiță, tot aici? Zis, okay. ce? ce faci? Și mi-au zis îngerii, suflă tare. Și eu am zis, dar de ce să suflu? Și soția mea, asta e discuția mea cu un înger dincolo, ea mâncă în comă, rețineți. Și soția mea aude aici, adică mă și vede că ridic mâna, aude aici că zic eu, dar de ce să suflu? N-a venit niciun om, noi mă pentru ea. Și aude apoi, Că eu am suflat așa în mască tare, Uf, eram cu masca pe figură, plin de furtune uh, și a venit medicul și a spus, Doamne, soțul meu tare și-a revenit acum pentru că i-am întrebat, dar de ce să suflu? <laughs> și îngerii au zis, ca să te desufli, mă. Ascultați-mă, asta a fost discuția. Pentru că vă spunea, eu eram foarte umflat, nu aveam tață intestinal, foarte umflat de ram și a zis îngerul, de sufli și am un suflat tare. E foarte important să asculte de asculte ascultăm. Și situații ca acestea. Am suflat tare, nu m-am încăpățânat, nu am zis. eu, nu, eu nu, domnule, eu nu, eu nu, eu nu suflu, de ce suflu? Ce de soția mea de mine? Eu nu. <laughs> și am zis, medicul, Doamne, soț soțul meu și să acum și noi o să ne ocupăm de el și sigur m-au pregătit și m-au dus la București cu elicopterul pentru operație, pentru că fiind bazinul rupt de pe coloană mi s-a desprins și ce har, fraților, ce favoare, că dacă bazinul mi se desprindea de pe coloană, mi se rupea coloana, să știți, întorsionarea puternică, dar așa s-a desprins bazinul de pe coloană. Acum, Uh, uh, medicii mi l-au dânat încet, mi-au pus aici două fixatoare de, de, de bazin și cu șuruburi m-au strâns pentru că bazinul mi-a fost deplasat 6 cm. Uh, ca să vă dați seama ce înseamnă asta, o femeie la naștere se deplasează 10 cm, 12, iar am deja deplasat 6 și fac o glumă cu sururile că numai eu și voi știți ce înseamnă durerea nașterii, să știți. Bărbați ăștia nu știu, numai noi și ce înseamnă durerea nașterii, ascultați-mă. Dar medicii mi-au strâns bazinul și l-au apropiat suficient de mult. Uh, și mi-a pus plăcuță uh, în față, în spate și spun acum sunt matriculat ca o mașină, pot circula oriunde. Să știți. Aici, la, la piciorul ăsta, am 11 șuruburi în șoldul ăsta, pentru că uh, toată, to tot șoldul mi-a fost spart, zdrobit. Dar Dumnezeu, Dumnezeu, vedeți, dacă nu v-aș spune că am avut ce nu se vede că am avut acest, nu? Umblum, normal. După accident, apropo, am făcut o casă, pentru că un val cheamă alt val. Mi-am pierdut casa între timp, eram bolnav pe pat și în prezbiter scump și drag mi-a vândut casa. Eu altă istoria asta. Și acum, după accident, am făcut o, o casă și tam sam m-au dat și afară din biserică și acum au trebuit să fac și o biserică. Și am făcut și o biserică, să știți. Vă chem la Alba Iulia să vedeți ce biserică frumoasă avem. Deci nu se vede că, nu se vede că am avut accident, pentru că Dumnezeu, Dumnezeu este credincios, să știți. Dumnezeu este credincios și mi-a dat favoare, mi-a dat favoare să fiu în prezența Lui și să am un mesaj special. Și nu uitați, în situații speciale, Dumnezeu dă mesaje speciale. Nu vreau să aveți și voi aceleași, aceleași uh, situații speciale. În timp ce vorbeam într-un grup mic despre asta, zice, zice un tânăr fain, ce mi-ar place și mie să experimentez și experimenta fata Zice, zice sora de ringă, ai vrea să treci prin accident? Apoi nu accidentul, zice. Așa. Îngerii, Îngerii dar nu accidentul. Nu, no, nu, no, nu se poate. Trebuie să fii. Adică, în mesaje, în situații speciale, Dumnezeu dă mesaje speciale. Și acum eram, eram în comă și vă spuneam, să nu fie frică de accident. Eu nu cunosc deloc accidentul, nu știu deloc accidentul. Tot mi s-a din minte, absolut tot că altfel, altfel poate n-ar mai fi putut conduce, aveam traumă de, de condus. Dar așa a făcut Dumnezeu. Nu numai accident l-am uitat, am uitat și drumul până la accident, nu știu nimic, nimic, absolut nimic, ce, de ce am discutat cu pastorul de am până acolo. Ceea ce știu însă și zic, asta este o mare favoare de Dumnezeu, că din brațele soției am intrat în brațele Domnului. Și atât de adevărat asta, ascultați-mă. Pentru că am plecat de acasă și mi-am îmbrățat soția, am dat un sărut și am plecat. Apropo... Dați un sărut când plecați de acasă. S-ar putea să fie ultimul sărut, să știți. Ultimul sărut s-ar putea să fie. Și eu am o favoare ca din brațele soției să merg, din bra să merg direct în brațele Domnului. Că eram în împărăție acum. Eram în prezența lui Dumnezeu. Rețineți, din brațele soției, în brațele Domnului. Nu știu nimic din accident. Nimic. Doar ce mi se spune. Dar eu deja eram în prezența Domnului. În cer la Domnul. Pentru că așa intrăm în cer, să știți. Dintr-o dată. Cerul este, moartea este o trecere și dintr-o dată mergem la Domnul. Și acum eram dintr-o dată în cer. Și de obicei când mergi undeva și intri, te minunezi. Wow, ce biserică frumoasă aveți, fraților, ce îmi place. Te minunezi, apreciez. Asta e cerul grozav, că n-am mai fost niciodată undeva. Dar ascultați-mă, nu m-am mirat deloc când am mers în cer. Știți de ce? Și mi-a plăcut cerul e casa noastră, să știți. Cerului e casa noastră. E acolo trebuie să fie un cer. Eu aici sunt doar călător. Acolo sunt acasă, să știți. Și am ajuns acasă. Era așa de bine. Nu m-am mirat de nimic, pa că le cunoșteam toate. Erau ale mele. Ce sentiment plăcut este cerul, să știți. Și eram acolo și de obicei când te întâlnești cu un frate, faci cunoștință cu el. Ce faci, frate? Eu sunt cu tu ești cu cine ești, de unde ești, cum ești. Acum m-am întâlnit cu îngerul, dar nici nu l-am întrebat nimic pentru că îl cunoșteam parcă din totdeauna. N-am făcut cunoștință cu el să-l întreb cine este, cum este și să-i spun cum mă cheam, pentru că el deja știa. Pentru că îngerul ăla care era în cer cu mine, e acum aici, să știți. Ascultați-mă, îngerii noștri sunt cu noi aici, îngerul păzitor dacă vreți. Și era cu îngerul acolo, acum îl vedea, acum nu-l văd, e cu mine îngerul ascultați-mă, e cu mine aici, să știți. Nu-l văd și nu-l vedeți voi. <laughs> dar el este, dar atunci ce l-am văzut. Și îngerul meu nu era cu aripi frumos, așa cum îl descriem noi, cu aripi, zboară, lin, nu, nu. Îngerul ăsta era o sferă, o sferă frumoasă. Eu eram o sferă, să știți, dar îl vedeam ce înger era, pentru că, frații mei, Doamnelor, domnilor, cerul este o altă dimensiune, să știți. Cerul este altfel și ce în cer vorba lui Pavel nu se poate povesti. Nu avem grad de comparație. Eu îmi dau cu părerea doar, Pavel, ce n-a făcut. Eu îmi dau cu părerea să vă spun cam ce a fost acolo, cam cum am perceput eu, că așa am perceput atunci cerul. Și eram cu îngerul în cer. În cer, frații mei, Biblia spune, sunt străzi de aur. Ascultați-mă, dar nu numai strâns de aur, vegetația toată era de aur în cer. Totul era de aur, totul era de aur. Și când, când am văzut asta, apoi m-am gândit, de ce frații sunt potriva aurului? Că doar cerul plin de aur. <laughs> Iată problema asta, știți? Dar poate că numai iubirea de aur e problema asta. Pentru că aurul e pentru noi, ascultați-mă, aurul e pentru noi, să știți. Și acum mergeam cu îngerul și am cules trifoi de aur. Și îl, îl făceam așa, deci de ca în copilărie. Era extraordinar, extraordinar. Cu atâta plăcere, cu atâta tihnă, stăteam cu ungerul acolo. Și în timp ce mergeam cu el și vorbeam una alta, niciodată nu vorbeam prin vorbe, ci doar prin gânduri. Eu gândeam și el îmi răspundea. El gândea și eu îi răspundeam. Cerul este o nouă dimensiune, o altă dimensiune. Comunicam diferit. Nici nu se poate povesti ce, ce, ce. a pregătit Domnul pentru noi. Și adevărat să știți asta. Și mergând cu îngerul, plimbându-mă cu el, dintr-o dată am ajuns la porțile de judecată. În cer, așa cum spune Biblia, sunt porți de judecată. Fiecare va trebui să stăm înainte a scaunului de judecată al lui Dumnezeu și să dăm socoteală de binele sau răul pe care l-am făcut când trăiam în trup, când eram aici. Și acum, pentru că îngerul știa că trebuie să trec pe acolo, m-a condus la porți și m-a poftit respectos să mă duc chiar în fața mesei și ca tribunal era complet judecată și îngeri, șase, șapte îngeri, toți încăutau faptele mele în carte ca să-mi le cunoască. Și știam eu că nu o să-mi găsească niciun păcat. <laughs> niciun păcat. Încă făceam glume cu îngerul. Să știți că în cer sunt primiște glumele. Cerești, nu artele, să știți. Cerești, să fie clar. Încă <laughs> făceam glume cu îngerul și râdeam și mă, mă, mă bucuram cu îngerul. Acum, e știi ce spun, că e adevărat ce spun. Mă aud îngerul, să știți, că e adevărat. E, el poate confirma așa este. Știam că nu o să găsească niciun păcat. De ce? Ascultați-mă. Pentru că ești știam ce spune sângele Domnului, sângele Biblia. Și sângele Iisus Hristos ne curățește orice păcat. Știam că într-o zi, într-o zi în viața mea, a fost o zi când mi-am predat viața Domnului. Și de atunci toate păcatele mele sunt iertate Nu că n-am fost păcătos, să știți Eu, un supărsoțiat, de așa multe ori vă spun Și așa de multe ori greșesc În relație și cu alții Asta nu înseamnă că eu, eu uh, N-am păcat. eu am păcate Dar atunci n a venit niciun păcat, și de ce? Sângele Iisus Hristos Ne curățăște și păcat. Și acum știam că Nu o să-mi găsească niciun păcat, Și era așa de liniștit Parcă asta mi-a spatele Și, și uh, eram, era Siguranța mea și în timp ce îngerii mă judecau pe mine, din moment în moment așteptam să se gate judecata. Că vroiam să mă întâlnesc cu răscumpărătorul. Știam că de aici mă duc direct în, în, în prezența răscumpărătorului. Și știam ce spune eu, în, în 1925, cu 25. Știu că răscumpărătorul meu este viu. Ochii mei îl vor vedea. Nu ai altă. Se vor ata la urmă pe pământ. Știam că ultima întâlnire cu el. Și știam că îmi va fi binevoitor. și <laughs> îmi va fi binevoitor. Știam că va fi binevoitor. Nu găsesc niciun păcat pentru că El îmi va fi binevoitor. Știam asta. Doream să mă întâlnesc cu dar dintr-o dată, dintr-o dată, am auzit o voce gravă, serioasă, puternică. Am știut că asta e vocea Domnului. A zis așa, duceți-l și în camera relațiilor. și <laughs> dintr-o dată, de la o judecată, din cerul ăsta imens, fără început și fără sfârșit. Eram într-o sală mare ca asta, cu mulți oameni. Pe toți îi cunoșteam. Oameni cu care am interacționat când am fost pe pământ. Rețineți, toți erau sfere, dar pe toți îi cunoșteam. Fantastic. Le vedeam ciocul, le vedeam barba, le vedeam cravata. Ștefan era cu cravată, știți? Tot timpul cravată, vă spun eu. Ok, ascultați Îi cunoșteam pe toți, deși erau sfere. Eu eram o sfere. Fraților, cerul este o, o altă dimensiune. Se merită o să o vedem. Spuneți cel de lângă voi, vom fi în cer. Noi vom fi în cer. Noi vom fi în cer. Că vom fi, fraților, ascultați-mă. Vedeți ce dragoste ne arată Tatăl să ne numim copii ai Lui și? Suntem! Suntem. Tu trebuie să știi ce spune Biblia și tu ești ce spune Biblia, nu ce spun alții. Eu văd dragostea lui Dumnezeu. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vezi tu ce vezi? Vezi altceva? Sau vezi ce spune Dumnezeu? <laughs> e adevărat asta, ascultă. Noi suntem copiii Dumnezeu și noi vom fi în ascultați-mă, nu pentru că suntem grozavi. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni! Oh, a fost în El! Să umblăm în faptele pe care El le-a pregătit pentru noi. Asta e frumos, fraților! Că ne mergem datorită Lui în cer. Wow, datorită lui. Iar noi ce facem cum Facem de dragul lui, pentru el, pe a onora pe el, nu ca să fim ceva, și ca să-l onorăm pe el, să știți. Și mergeam, mergeam dintr-o dată când eram în sala aceasta cu frații mei. Îngerul m-a pofit pe mine în sală. Pentru că, Doamne, duceți-vă și în camere am remarcat ce înseamnă cultura onoarei în împărăție, despre care și noi trebuie să, să vorbim și să, să, ne însușim. Îngerul m-a poftit pe mine prima dată și apoi a intrat el, a închis ușa și acum pentru prima dată îl auzeam pe înger vorbind. Avea așa o voce frumoasă îngerul. Până atunci ați ținut, doar la nivel de gând vorbeam cu el. Acum vorbea îngerul, avea așa o voce frumoasă. Și parcă mi-am să sănătate de cântarea care spune Vine o zi, vine o zi când dureri nu vor mai fi Și mai frumos nici îngerii nu cântă ca cei din Valea Plângerii Am zis, dacă îngerii au așa voce frumoasă, ce voce frumoasă vom avea noi în cer? Frate, ascultați-mă, vom avea o voce specială, mai frumoasă decât a îngerilor Cântarea noastră va fi mai frumoasă decât a îngerilor, să știți Avea așa o voce frumoasă în îngerul, așa o voce frumoasă și a zis îngerul pentru că când am intrat în sală, ne-au așa cum scanezi prețurile, ca la o alimentară. Într-o fracțiune secunde ne-au cunoscut pe toți, sau cel puțin pe mine. Și acum îngerul vorbește cu Domnul și spune, relațiile sunt bune. Și atunci Dumnezeu vorbește din nou. Dacă sunt bune, dați-i drumul să se ducă. Asta a fost expresia Domnului. Și dintr-o dată eram pe un culoar care mi-a ascendent. În, în stânga oameni, în dreapta îngeri. Toți mă peteceau pe mine cu onorul spre eternitate zbura cu atâta plăcere, cu atâta tihnă. Știa că dacă ajung în lumina cea mare, la capătul culoarului, intru în Marea de Cristal, un alt termen biblic și din Marea de Cristal nu mai întorc niciodată înapoi. Cu atâta plăcere zburam, cu atâta împlinire, cu atâta odihnă. Și în timp ce zburam, mi-am să aminte că am soția acasă, am copii acasă. Soția avea doar 45 de ani, rămânea văduvă, Copiii erau necăstoriți doar una din cei cinci. Nu avea nicio părere de rău. Eram așa de egoist în cer, acolo, dar spune eu, un egoism sfânt. <laughs> nu-mi plăcea, nu-mi plăcea că ei rămân, că eu eram happy, eram bine, super, mă duceam la odihnă. <laughs> Pentru că, fraților, ascultați-mă, dacă ar fi durere în cer, dacă ar fi părere de rău, dar acolo nu mai este, ascultați-mă. Însă știam, știam că ea rămâne în lume, știam că Dumnezeu este apărătorul văduvelor și tatălor fanilor. Știam că Dumnezeu este credincios față de familia mea. Și zburam cu atâta plăcere, cu atâta plăcere să ajung în eternitate. Era așa, așa de aproape de eternitate. Deja vedeam în Marea de Cristal. Vedeam acum deja oamenii care, care erau în Marea de Cristal și se, se bucurau de prezența Domnului acolo. Uh, înaintea mea a murit un alt pastor, uh, Haiduc, Ion Haiduc, cu un accident cerebral la 47 de ani era acolo, îmi făcea cu mâna. Și alții pe care îi cunoșteam erau acolo, îmi făceau cu mâna. Vreau să plonjez în marea de cristal deja. Dar asta s-a întâmplat. În stânga oameni, în îngeri, cu onorul mă petreceau și pe eternitate. Aproape că se intru, unul din rândul oamenilor, penultimul sau ultimul om, a făcut un pas înainte. Că numai oamenii ne să știți. Îngerii nu au făcut chestia asta. Dar oamenii neascultătorii de ei au făcut un pas înainte. Și când am atins eu în viteza asta mare, că zboram cu o viteză fantastică, din nou m-am trezit în camera rațiului, mi-a schimbat traiectoria și m-am trezit în camera din nou. Soția mea spune acum așa, că ea a fost aia care a făcut un pas înainte. Ea și a rugat cu credință să nu mor, să nu mor. De acolo din moarte m-a adus înapoi. Mai eu cred că ce spunea că e adevărat, că de când am întâlnit-o, ea mi-a schimbat toată traiectoria vieții, nu mai a veșniciei, a vieții. Este alt de când m-am însurat cu ea, să știți, ea, da, și oricare altă, Ascultați-mă. Trebuie să se recunoașteți asta. Și din noi eram în camera relațiilor și vizibil surprins, vizibil supărat, parcă am zis, Doamne, acum știam că Domnul era acolo, prin vocea Lui, dacă tocmai ai să găsi vreunii să mă duc, nu știam că mi-a dat bilet numai de întors. Eu credeam că mi-a dat și de dus, dar mi-a dat și de întors. Nu știam că mi-a dat și de întors. De ce m-a lăsat să mă duc? Am zis. El a zis așa, nu mi-a răspuns la întrebare. Și bine când Dumnezeu nu răspunde tot de la întrebările noastre nebune, este așa, du-te înapoi și spune oamenilor ce importante sunt relațiile pentru mine. Și atunci, cum ai eu, ca să mă dezvinovățesc pentru că știam că trebuie să am relații cu alții care nu vreau să am relații, am zis, Doamne, dar dacă ei nu vor să aibă relație cu mine? Deci Dumnezeu nu este important ca ei să vrea, important ca tu să vrei. Și cu mesajul ăsta clar, specific, m-am trezit după trei săptămâni jumate de coma în București, în Floreasca, pentru că după ce medicii m-au stabilit în Sibiu, m-au dus că în București aici, am stat încă trei săptămâni în comă indusă, pentru că așa am fost de, de, rupt și de lovit că altfel nu puteam să nu, nu mi se refăceau organismul. Și am stat și m-am trezit după trei de jumate în comă în București, în Floreasca. Și când mi-am revenit din medicamentație, nu vreau să vă spun, fratul, ce, ce mirosa pământul, realmente, a gunoi, dar realmente a gunoi. Și l-am înțeles pe Pavel când spune, le socotesc toate ca un gunoi efectiv mirosa pământul a gunoi. Nu vă spun ce greu am intrat în dimensiunea umană, ce greu, nu durerea trupului, ci a sufletului, nu pot povesti asta, dar a fost atât de reală. Apoi când a venit în, 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 în lumea aceasta, veneam din prezența lui Dumnezeu, plin de pacea lui Dumnezeu, soția poate să, 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 să spună asta, o trimiteam după calmante că mă dureau, mă dureau oasele rupte și spuneam, du-te și cer un calmant. Dar să-mi super pe asistent. vorbește frumos, asistente. Eu venea din prezența cerului de toate, toate se onorau, să știți. Nu cumva să vorbești urât. Și apoi, așa apoi, după ce am stat în gunoiul ăsta, a început să-mi placă din nou gunoiul, să știți. Ascultați-mă. E adevărat asta că am realizat ce s-a întâmplat și mi s-a dus la cunoștință ce s-a întâmplat. Sigur, doar din povești ce mi s-a întâmplat, uh, dar am zis, Doamne, ce favoare că n-am murit și că mi a dat favoare să văd soția frumoasă, copii. Aveam pe mezina familiei, făcea 18 ani, A fost așa de supărat că nu pot fi la majoratul ei. Și mi amintesc că era în spital, supărat. Dar am primit un telefon de acasă, fata cea mare mă sună, ce tati, mami, am vrut să vă spun altfel, dar să spun acum la telefon, nu, deci, nu știu de ce, dar veți fi bunici. <laughs> și mi s-a născut atunci primul nepot. <laughs> și m-am bucurat asta foarte tare. Fraților și surorilor, doamnelor și domnilor, în această seară vreau să vă comunic acest adevăr cristic. Relațiile pentru el sunt foarte importante foarte, foarte importante. Unde sunt relații sănătoase, sunt biserici sănătoase. Unde sunt relații sănătoase, sunt familii sănătoase. Unde sunt relații sănătoase, este o societate sănătoasă. O biserică sănătoasă. Și acum parcă în mintea mea, după ce mi-am revenit bine din medicamentație, parcă se rupea filmul, nu făcea sens. De ce? De la judecată unde știam că nu găseau niciun păcat, pentru că sângele lui Iisus Hristos mă curățea de orice păcat. De ce? Mă trimite în camera, parcă nu făcea sens în mintea mea asta. Parcă se rupea filmul. După ce m-am uitat în scriptură, am văzut, wow, wow, ce sens face. Și am găsit versetul din 1 Ioan 1 cu 7, care spune, vă l-am citat deja, Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții, relații unii cu alții, și sângele lui Iisus Hristos ne curățește orice păcat. Wow, am zis, Doamne, aici este punctul forte, aici este. Atunci operează sângele lui Iisus Hristos în viața mea când eu sunt dispus la relații cu fratele meu, cu sora mea, cu soția mea. O, și dacă ar fi așa, frații mei, vreau să vă spun că ne-ar mai fi divorț. Vă amintiți principiul cristic și să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Dacă mi-aș iubi soția ca pe mine, nu aș mai vi eu, vinui eu de nimic. Dacă mi-aș iubi copilul soțul, nu l-aș mai vi, vinui de nimic, ci aș recunoaște că el m-a iertat și că și eu trebuie să iert. Cum m-a iertat el? Du-te, a spus Domnul, și spune oamenilor ce importante sunt relațiile pentru mine. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie, relații unii cu alții și atunci sângele lui Iisus Hristos operează în viața mea. De aceea rugăciunea Tatăl nostru, frații mei, e fundamentală când vă rugați să ziceți, a zis Hristos, și ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm și noi. Vrei relații cu oamenii? Trebuie să ai relații. Vrei relații cu Dumnezeu? Trebuie să ai cu oamenii. Vrei iertarea lui Dumnezeu? Trebuie să ierți pe oameni. Nu se poate. Nu se poate. Și ne iartă nouă, precum pe iertăm și noi, veștilor noștri. În această seară, frații mei, surorile mele, doamnelor, domnilor, vin cu acest mesaj de la Dumnezeu, știți, din Biblie. Bate cu Biblia, ați văzut. Dar special a fost pentru mine când Dumnezeu a zis, du-te. Și spune oamenilor ce importante sunt relațiile pentru mine. Dumnezeu să ne binecuvinteze Amen. și să fim o biserică sănătoasă cu relații sănătoase. Pentru că nu biserica face oameni buni, ci oamenii buni fac o biserică bună. Și renovație este o biserică bună, pentru că are oameni buni, are oameni cu relații, ca Domnul, Tatăl, Fiul și Dumnezeu sunt oameni care se onorează între ei, oameni care pun la baza lor cuvântul lui Dumnezeu, oameni care trăiesc și sunt principial ai cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc că m-ați ascultat. Amin.